Doamna aceasta, Natalia Gordienko, și-a bucurat fanii cu fotografii care mai de care, ținute sexy, atitudine de o adevărată divă, dar și cu imagini alături de micuțul Cristian, care uite că împlinește în curând 2 anișori. De 2 ani, interpreta Natalia Gordienko se bucură de creșterea celui mai adorabil bărbat din viața ei, feciorul Cristian, care îi seamănă leit. Acum, cam în 10 zile, facem 2 anișori și timpul a trecut foarte și foarte repede. Mă uit la el și înțeleg că deja curând el va pleca și la grădiniță și înțeleg, când mă uit la el, înțeleg că la mine tot anii se adaugă, că noi nu ne simțim, nu le simțim, dar când ne uităm la copiii noștri, e extraordinar, e cea mai mare fericire. Nu trece în zada, numai când sincer iubim, cât gustăm din față. Acum Natalia înțelege ce înseamnă să fii curtată, pentru că mai tot timpul feciorul Cristian își scoate mămica la muzeu, în parc și chiar la teatru. Când am posibilitate, fiecare zi, oricum eu plimbă fiecare zi, eu îl scot pe la plimbare, dar el mă scoate la teatru, la zoo, la parc. Desigur, vor sărbători în sânul familiei, iar până blondul cu ochi albaștri va mai crește, Natalia are grijă să nu piardă niciun moment important din viața micuțului ei. Vorbește, dar oricum lucruri așa mici. Deja la băieții se mișcă cu vorbirea mai greu decât la fete, dar deja vârsta nouă știu că va aduce nouă surprize și noi descoperiri.